make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 2 din cariera noastră cu Everton. După cum vedeți, avem un meci împotriva lui Manchester United pe terenul nostru în Capital One Cup, dar înainte să începem, nu uitați, ca de obicei, să lăsați și voi un like dacă susțineți în continuare seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Dar eu zic că Arca merita să mai joace și unele rezerve, este totuși cupa, dar hai să lăsăm așa. De fapt, este un meci important cu Manchester United, în care avem nevoie de cea mai bună echipă ca să trecem. Și iată că începe meciul de pe terenul nostru propriu, în Capital One Cup. Dracii roșii, diavolii roșii, de fapt, au lovitura de start. Nu uitați, ca de obicei, să lăsați și voi un like pentru acest meci foarte important, care îl discutăm împotriva celor de la Manchester United. Iar acum pe Luke Shaw, jucătorul de la Southampton, centralul lui Luke Shaw, este respins balonul acolo de Tim Howard. Jocul este oprit, un foul de care dispun cei de la Manchester United. Tot Shaw este acolo să execute o centrare periculoasă. Zera Lem reușește să respingă pentru moment. Oh! 1-0 din păcate pentru Manchester United. Acolo nu a putut să facă nimic Tim Howard, dar cum s-a întins jucătorul lui United, nu a fost pe fază cine a fost cel care s-a întins. Iată, mi-amintește de lovitura lui Diego Costa de acum un sezon, când evolua pentru Atletico Madrid din Liga Campionilor împotriva lui AC Milan, dacă nu mă înșel, să mă corectați dacă greșesc. Acum o pas foarte bună lui Chamberlain pentru Miralas. Iată că încercăm să dăm replica. Miralas! Oh, shoot în blocaj. A creat panică în careul advers acolo Kevin Miralas. Balonul ajunge foarte bine, dar pasa pentru De Bruyne nu este cea mai bună. Acum pe Van Persie. Oh, trece acolo și este faultat până la urmă olandezul. Minge pentru Zelalem. Zelalem scoate la Chamberlain. Oh! Am zis că a fost gol. Incredibil, parcă a intrat așa dintr-o dată balonul în poartă, dar nu, s-a lovit în acel stâlp și apoi în plasă. Oh, execuția lui Chamberlain, foarte, foarte controversată. Am avut o șansă foarte bună de a egala, dar nu a vrut balonul să intre în poartă aici. Zelalem i-a așezat foarte bine balonul lui Chamberlain. Iată acum o nouă pasă încercată pentru Chamberlain. Barkley a fost cel care a găsit pasa. Aruncare de la margine, Kevin De Bruyne. De Bruyne va căuta centrarea, reușește să centreze De Bruyne, dar balonul este respins. Zelalem face și el pressing. Diavolii roșii încearcă să ne străpungă pe un contraatac. Winston, autorul golului pentru Fellaini. Foarte bine deposedează Cavanda. Acum Chamberlain pentru nimeni altul decât Lukaku. Lukaku, gol! Este 1-1, gol marcat de Lukaku. Reușim să egalăm în minutul 42, aproape pe finalul primei reprize. Iată acolo ce preluare de atacant mare, de jucător mare și tehnic face Lukaku pentru atacant. Este de tehnic și o finalizare de mare atacant. Este și el cu un gol în acest debut de sezon din Capital One Cup. Romelu Lukaku, golgheterul nostru all-time din acest sezon până acum, reușește foarte, foarte bine. A reușit acolo să îl învingă pe portarul David Hea. Luke Shaw urmărit de Cavanda. Și foarte bine Barkley reușește să deposedeze. Barkley se descurcă foarte bine pe poziția care l-am pus noi. Iată acum, folosindu-se de viteza sa, Barkley și o pasă pentru Lukaku. Balonul este interceptat. Fellaini se întâlnește aici împotriva fostei sale echipe. Iată-l aici pe belgian încercând să găsească o soluție. Prima repriză se încheie 1-1 după 45 de minute. Am fost conduși, dar am egalat prin reușita lui Romelu Lukaku. Și începem a doua repriză în forță, încercăm un atac imediat acolo prin De Bruyne, deposedat de compatriotul său Marouane Fellaini. Acest Fellaini care, cum spune și prenumele său, are origini marocane și cam arăta așa, atât că culoarea nu este chiar aceeași. Anderson cu o pasă pentru Rafael, mexicanul Rafael, deposedat foarte bine de Cavanda. Un meci bun făcut până acum de Cavanda, cel puțin pe parte defensivă. Încearcă să ajute și ofensiva. O recuperare acum a lui Miralas, mergea la Lukaku. Ce lag aici. Corner, Romelu Lukaku obține cornerul. A fost acolo în vălmăjeală
Iată acum pe Baines, tot scurt la Lukaku, Lukaku, în careu, Lukaku, Lukaku, gol! Le dă lecții de fotbal. Romelu Lukaku, senzațional! Ce treceri, ce gol! Deci mingea lovește ambele bări, incredibil. Golul lui Romelu Lukaku, un gol splendid. Este 2 la 1, reușim să întoarcem scorul. Romelu Lukaku face meciul pentru noi. Senzațional, 2 la 1 în deschiderea reprizei secunde. Reușim să marcăm și al doilea gol după ce reușim să revenim în postura de conducătoare după ce am fost în postura de echipă condusă. Luke Shaw, ce trece, reușește acolo Shaw pentru Danny Blind. Excelent de posedare. Lukaku parcă este pe tot terenul. Alergă foarte mult un atacant care scoate multe. Un atacant în care în FIFA este pentru noi ca Messi și Ronaldo pentru Barcelona, respectiv Real Madrid. Sunt fenomene acești doi jucători. Cam așa este Lukaku pentru noi în acest moment. Depinde mult de el, cam cum depinde Interul, știu eu, de Palacio. O să vedem acum pe Wilson pentru Danny Blind. Minge la urcarea lui Di Maria. Angel Di Maria apără Tim Howard. Bătrânul Howard reușește să apere. Excelent, ocazie uriașă pentru Manchester United de a egala. Angel Di Maria a fost acolo în postura de 1 la 1 cu portarul. Iată cum o pasă pentru Fellaini. Ho! Trădătorule! Trădătorule, cum să faci așa ceva? Iată! O incredibil gol împotriva fostei sale echipe și parcă se bucură de parcă ar fi câștigat campionatul mondial, că a fost acea echipă din Zambia și nu mai știu, niște echipe africane, mă rog. A făcut o fază de tot râsul. Iată la acum pe Kevin De Bruyne. De Bruyne trage, dar Lindegaard, el este în poartă, nu este De Gea. Reușește să prindă în brațe. Cum au reușit să întoarcă, să egaleze și cei de la United? Un meci foarte, foarte spectaculos. Se trage pe Di Maria. Balon care nu este reținut acolo de Anderson. Degajare bună. Ce preluare face Lukaku. Dar în offside, din păcate. Mamă, cum am dat în buză acolo acel arbitru. Falcao intră în locul lui Wilson. A reușit să marcheze Wilson în acest meci. Nu cunosc acest atacant. Wilson, iată acum o șansă bună în centru acolo. Lukaku vede foarte bine pe De Bruyne. Kevin De Bruyne, de ce o fi dat pase? Mai degrabă aș fi dat în dreapta sau m-aș fi dus cu șutul. Lukaku foarte bine pentru Chamberlain, care are spațiu. Chamberlain este imediat ținut de doi jucători. Chamberlain continuă, avem corner. Obține cornerul Oxlade-Chamberlain. Smalling a fost cel care a trimis în corner. A intrat Ilkay Gundogan, un transfer făcut de la Borussia Dortmund de cei de la United. Să vedem acum, recuperează Baines. Baines trage, Baines, gol! Senzațional, 3 la 2. Baines reușește să facă 3 la 2, minutul 80, cu o execuție de mare fotbalist. Deci că tot foarte tehnic, cum spuneam, acest fundaș lateral Baines este foarte, foarte tehnic. Are o alură a lui Ricardo Rodriguez, sau mai bine zis, Ricardo Rodriguez are o alură a sa, pentru că este oricum mai tânăr decât Baines. La 19 ani venea la Wolfsburg pe 10 milioane de euro Rodriguez. Wolfsburg a fost campioană în 2010 sau nu, sau 2009 a Germaniei, mă rog. Baines, ăsta este jucătorul nostru, nu are nicio legătură cu Ricardo Rodriguez. Un gol de 3 la 2, un gol care ne readuce în avantaj. Iată ce se întâmplă acolo. Se lasă avantaj până la urmă pentru cine va fi minge? Pentru United. Nu aș fi spus asta bine, prima oară Lukaku a faultat. Intră și Juan Mata în locul lui Fellaini. A început mai mult cu rezervere în acest meci antrenorul lui United și vedem că acum plusează cu ce are mai bun. Iată, se lasă avantaj aici Rafael pentru Falcao, Falcao, columbianul pentru același Rafael, mexicanul, Rafael pentru Van Persie, incredibil, nu găsesc soluții în careul nostru acolo și de la United un șut până la urmă, incredibil, scoate acolo Tim Howard, este lăudat acolo de Kirikes și reflex a avut de aici Howard, desprins din realitate, o centrare la care respinge, cred, Iagelca sau... Nu, n-a fost în niciun caz de fapt Iagelca, pentru că fundașii noștri centrali sunt Stoch și Kirikes. Nu știu de ce mi-a venit Iagelca în minte, pentru că l-am vândut de mult.
O pasă acum pentru Lukaku, nu este offside la Romelu Lukaku. Lukaku, iată ce avantaj avem aici. Pasa lui Lukaku este însă interceptată, o intercepție foarte bună, dar nici Lukaku nu a fost foarte inspirat la această fază, să fim serioși. Miralas trece acolo, se-și bate joc de Gündogan. Gündogan totuși revine, nu este jucător care să lumește într-un asemenea hal. Fel Kai Gündogan, jucător de națională a Germaniei. Se încheie meciul, batem cu 3-2, un meci foarte, foarte spectaculos. Lukaku, ca de obicei, un meciului 9,8 nota sa. O victorie cu 3-2 în fața lui United în Capital One Cup. O victorie foarte, foarte bună pentru noi și urmează un alt meci de foc, un derby al lui Liverpool, un derby în orașul Liverpool. Ne întâlnim chiar cu FC Liverpool în deplasare, dar jucăm în orașul nostru natal, e foarte, foarte frumos, incredibil, primul derby. Steven Gerrard cu pasă pentru Sturridge. Oh, apără, oh, nu se poate, din nou suntem conduși 1-0 pentru Liverpool. Incredibil, apărase acolo în prim plan Tim Howard, dar ce să mai fac aici, pentru că fundașii noștri practic dormeau, nu știu ce au păzit. 1-0 pentru Liverpool, deschide scorul în derbiul acestui oraș. Nu am fost nici atent cine a deschis scorul, Lallana. Wow, noul transfer în acest sezon al lui Liverpool, Aidan Lallana. O sumă destul de mare, prea, poate chiar prea mare pentru valoarea acestui jucător, 25 de milioane de euro. Să vedem pe Raheem Sterling, centrarea lui Sterling, apără încă o dată Tim Howard. Faza continuă, 2-0 deja. Coutinho reușește să facă 2-0. Ce se întâmplă aici, este masacru până în acest moment. Felipe Coutinho face și el 2-0, minutul 13 și suntem conduși. Liverpool are 2 goluri în avans. De ce a intrat acolo? O pasă acum pentru Lukaku, poate el să aducă revenirea. Romelu Lukaku. Lukaku, nici lui nu mai este mare lucru acum. O deposedată aici de Saku, iată-l sprintând. Ajută și ofensiva acest fundaș central. Nimic nu iese bine și iată Liverpool parcă joacă perfect. Lallana, autorul primului gol, nu este de fapt Eden Lallana, mă rog. Sako din nou reușește să deposedeze. Trebuie să fim atenți, Jordan Henderson. Henderson foarte frumos. Continuă acolo, haide Kirikeș. Kirikeș a fost făcut prea ușor. Kirikeș încearcă să se refrieze, se recuperează, se ajută acolo receptor cu Cavada, dar nu reușește să recuperăm pentru moment. Chamberlain se duce și pasează pentru Kevin De Bruyne. Un contraatac 3 contra 5. Iată-l acum pe De Bruyne. Ce pasă genială pentru Lukaku. Este în careu Lukaku. Lukaku are spațiu. Lukaku, nu se poate. Cum mă să ratez de acolo Romelu Lukaku? O astfel de ratare îl bagă în pământ în campionat. Nu prea ne este mare lucru, vedem pe Simon Mignolet ce de posedare reușește să facă, nu a reușit să-l învingă pe compatriotul său acolo, Romelu Lukaku. Iată acum pe Barkley, avem lovitură liberă, obținută de Barkley, nu se poate, tot Liverpool are, parcă și arbitrul este în favoarea lui Liverpool, nu mai scorul. Lallana acum 1-1 cu Stones, foarte bună de posedarea lui Stones. Baines pentru Miralas, mai departe la Kevin De Bruyne. De Bruyne pentru același Miralas. Miralas continuă și încearcă o pasă pentru Lukaku. Lukaku limit aici, nu se aștepta Lukaku la astfel de pasă. Avem aruncare de la margine, Lukaku se grăbește să arunce. Să vedem pe Miralas, Kevin Miralas convinge în careu, căuta ori pe De Bruyne, dar se vedea acum pe Lukaku. Lukaku, incredibil, doamne, ăsta e prototip, frate, cum a reușit să apere acolo Mignolet. Hai să vedem acum pe Stones, fundașul nostru central, Stones cu o pasă pentru Lukaku, câte ratări, Lukaku, incredibil, doamne, câte reflexe are acest Mignolet, senzaționalul Mignolet. Ce se întâmplă cu el în acest meci? Cât a reușit să apere? Câte mingi a scos pentru Liverpool? Atâtea goluri făcute. Era 2-2 cel puțin acum. Să vedem totuși pe Chamberlain. Chamberlain. Iată acum pe Chamberlain. O pasă genială pentru Lukaku. Mingea o colește practic intenționat. Poarta zici că a înviat. Mamă, deci Lukaku, iată raportul șuturilor între Lukaku și Coutinho. Coutinho cu un șut, iar Lukaku cu 5 șuturi. Mignolet mi-amintește de Joe Hart împotriva Barcelonei, meciul de pe Camp Nou, meci câștigat de Barcelona. 2-0 pentru
Liverpool, dar am avut atâtea șuturi și 5 numai al lui Lukaku și nu a reușit să marcăm. Ironia sorții, asta este fotbalul, asta este frumusețea lui, chiar și în jocuri video. Iată acum pe Daniel Sturridge, Sturridge un la unul cu Barkley, Stones încearcă să recupereze centrare, bună, Sturridge încă o dată, oh, ce s-a întâmplat acolo, un careu, multă violență. Prima repriză se încheie, suntem conduși la pauză cu 2 la 0, Liverpool ne conduce cu 2 la 0, nu e prea bine ce se întâmplă. Crezi că ar trebui să intre și un jucător experimentat ca Samuel Eto'o? Nu știu ce să spun. Sau vrei să... să punem doi atacanți? Da, punem doi atacanți și pe cine am putea să scoate? Pe Barkley, da? Îl băgăm pe Samuel Eto'o. Facem o schimbare la pauză. Veteranul Eto'o intră în locul lui Barkley. Am făcut și schimbare de strategie. Să vedem dacă această schimbare ne va aduce un plus. Iată acum pe De Bruyne, Eto a încercat acolo să iasă în, să spunem, în evidență. Cavanda acum, iată-l pe fostul fundaș al lui Lazio Roma, Cavanda pentru Samuel Eto, Eto pentru Romelu Lukaku, Lukaku încearcă să găsească un sprijin aici, Lukaku este susținut de Zelalem, Zelalem, centralul lui Zelalem pentru Eto, în care o balonul este respins. Să vedem acum pe Baines pentru Kevin De Bruyne, De Bruyne, pasa lui De Bruyne este interceptată de un jucător al lui Liverpool. Cavanda, Cavanda încearcă să găsească o diagonală, dar Sterling este foarte puternic, micuțul Raheem Sterling. Și iată încă o degajare, Liverpool practic joacă. Oh, ce șut al lui Kevin De Bruyne pe lângă poartă. Liverpool practic joacă la rezultat. Se mulțumește cu acest 2-0 și preferă să stea în apărare, nici pe contraatac nu mai străpunge. Liverpool respinge toate mingile. A intrat și Mario Balotelli în locul lui Daniel Sturridge, o schimbare ofensivă. Nu aș spune chiar ofensivă, pentru că și Sturridge este un atacant, la fel ca Balotelli, și Balotelli este chiar un atacant italian. Nu știu dacă un atacant italian este mai ofensiv decât un atacant englez, dar mă rog. Să vedem acum pe Coutinho, Felipe Coutinho, foarte bună de posedarea lui Cavanda. Minge pentru Samuel Eto'o. Cum să aștepți mingea? Prima regulă în fotbal, nu aștepți mingea când vine la tine, te duci tu în ea. Iată-l aici pe Balotelli, ce face? Până la urmă este deposedat de Stones, este oprit la un punct anume. Lukaku acum pentru bătânul Eto'o. Samuel Eto'o, iată-l sprintând, Eto'o la 33 de ani, are o viteză foarte bună, dar nu reușește să treacă acolo de Jose Enrique și Lovren, cred că mai era, da, Lovren. A repus Cavanda, iată-l acum pe Eto'o, 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 gol! 2 la 1, minutul 71, da, și celebrare. Cum să zicem? Celebrare, a lui Samuel Eto'o. Iată-l pe Eto, ce șut găsește aici cu de mare efect, de mare tehnică, un jucător de tehnică pentru un atacant, are o tehnică bună Eto, are totuși o experiență care spune cuvântul 33 de ani. Aici a dat cu stângul, îmi amintește de execuția lui Gareth Bale de acum un sezon, în primul său sezon la Real Madrid. O execuție foarte, foarte bună. Să vedem acum pe Joe Allen pentru Mario Balotelli, le primește Joe Allen. Un joc foarte italian, să spunem, al lui Liverpool, dar iată că meciul se redeschide cu acest gol marcat de Eto'o și este obligată Liverpool să iasă la atac. Să vedem acum pe Coutinho, țin mult de minge în jumătatea noastră de teren. Haide Zelalem, Zelalem, degeaba, nu poate să facă nimic. Coutinho are viteză prea mare, centrala lui Coutinho este foarte bună pentru Balotelli. Balonul este respins până la urmă. Gerard în careu, Stevie G va pleca, dacă nu mă știu el, la sfârșit, da, va pleca sigur la sfârșitul acestui sezon, cred că la New York City. O echipă care se va întări foarte, foarte mult în sezonul viitor. De Bruyne acum, să vedem pe Kevin De Bruyne, cu o pasă foarte bună la Kevin Miralas, foarte bine vede meciul De Bruyne. Miralas nu reușește să treacă acolo fața lui Johnson, deci practic a fost adormit Johnson și Miralas a dat mingea în el, a dat mingea și l-a trezit. Să vedem acum pe Chamberlain, joacă în zonă centrală Chamberlain în acest meci, după cum vedem, era așa din cauza acelei formații pe care am avut-o și nu am mai schimbat, din păcate, la pauză jucătorii. Chamberlain joacă în centrul la această formație 4-4-2 și Zelalem în dreapta.
Din păcate, iată, scorul este 2 la 1 în continuare, nici măcar un punct nu avem până acum, minutul 91, doar un minut de prelungire și balonul este în continuare în posesia lui Liverpool. În acest derby suntem pe cale să pierdem, intră și Markovic în locul lui Coutinho, să vedem pe Lallana pentru Steven Gerrard. Haideți acum o recuperare, ceva, oh, nu cred că mai avem nicio șansă, dar din păcate pierdem acest meci. 3 puncte care le pierdem, lucrurile nu merg deloc bine pentru noi în campionat. A fost și un derby al Londrei între Arsenal și Spurs, câștigat de Arsenal cu 1-0. Interesant, ar trebui să ne uităm pe ce loc suntem în Europa. Bun, avem un alt meci, nu în Europa, de fapt vreau să spun în campionat, avem un alt meci în Europa League împotriva lui Lech Poznan, 1-1, a mai avut 3 puncte, nu este chiar un rezultat atât de rău. În campionat suntem pe locul 16, simulăm și acest meci cu Crystal Palace de pe terenul nostru și luăm bătaie, Bolasie este cel care marchează, incredibil, o surpriză care se întâmplă aici. Nu este bine deloc, greșeli, greșeli mari de management, să spunem așa. He, și acesta a fost episodul nostru. Nu uitați să lăsați un like. Din păcate, nu am avut niște rezultate foarte îmbucurătoare în campionat. He, asta este. Încercăm să revenim în forță, să pregătim mai bine echipa. Până data viitoare, toate bune. Sayonara!